mergem weekendul ăsta la club pentru că trebuie să ne adăpostim undeva neapărat. Va ploua, avem deja cod galben emis de aseară, care va fi valabil până mâine noapte. Acest cod galben vorbește despre intensificări ale vântului și ploi însemnate cantitativ. În vestul Carpaților meridional, în zona Carpaților occidental, dar și în nordul Carpaților orientale, astăzi va ploua și se va topi stratul de zăpadă. Cantitățile de apă vor ajunge până la 50-70 de litri pe metru pătrat. Și în restul teritoriului vor fi ploi chiar mai însemnate cantitativ, dar și vântul este cel care ne dă ceva bătăi de cap astăzi, dar și în weekend, viteze ceva mai ridicate pe creste, până la 80 de km pe oră și până la 55-65 de km în zonele mai joase de relief. Hai să vedem ce se întâmplă cu vremea în acest moment în țară. Temperaturile pornesc de la 4 grade în Miercurea Ciuc și ating 17 grade în Constanța, 11 grade în Tulcea, 14 grade în Sibiu, în timp ce în vestul și nord-vestul teritoriului se înregistrează în acest moment 11-14 grade, după cum vedeți și pe hartă. Cerul este cu înorări în estul și sud-estul teritoriului, iar în restul țării vorbim chiar de ploi însemnate cantitativ acum în vest și sud-vest. Să vedem ce se întâmplă cu vremea și pe parcursul zilei. Așa cum vă ziceam, vremea se păstrează instabilă în toată țara, vor fi precipitații însemnate cantitativ, vor fi intensificări ale vântului, cu precădere în zona Dobrogei, dar și în estul Munteniei. Totuși, temperaturile se păstrează în jurul valorilor de 25 de grade în capitală, deci o vreme destul de caldă pentru această perioadă. 24 de grade în Tulcea, în Moldova foarte bine din punct de vedere termic, 24 de grade, deci și aici vor mai fi ceva precipitații. 18 grade în Sibiu, în timp ce în vest și în nord-vest, astăzi ne confruntăm cu vreme mohorâtă, ploi însemnate cantitativ și temperaturi de până la 20-21 de grade. Să nu mai zic că la munte e posibil să ningă. Acestea au fost informațiile despre vreme, Bursucule. Mulțumim mult de tot, Viviana. Doamne și domnilor, atenție mare. În această dimineață, până și Patriția e pofiță, astăzi ne gătește o rețetă cu calamar. Da, exact. Pofiță, Pofițoză. Nu v-am văzut acolo de aia. Cam mult vă plătește să vorbiți aici în emisiune. Scuze. Cine face asta? De la club, de la bucătărie. Și nu m-a lăsat să fac aia mea, cum mulțumesc, Viviana. Vreau să o fac liniștit. Da, nu vi se pare că e cam cald ziua? N-am mai prins o zi să mor. Deci n-am mai prins. E cald ziua, a? De ce să muriți, domnul? Iertați-mă, te-s băiat tânăr. O, și așa e o vorbă la noi, așa, la bogați, să mor. Ca să-i duci în eroare. Ai înțeles că tu nu mori niciodată, că ai bani. Ia zi, Patriția, ce îmi faci? Mă, Verina, uite-te, astăzi facem calamari umpluți? Nu facem, îmi faci calamari umpluți. Îți fac! Dar mai ai banii ala? Că îți fac dacă mai ai banii. Mai am ceva aici pentru tine. Hai că am văzut-o la televizor, că la voi e ieftin. Te dă două cartofi, uite-te. Păi cum, ce s-au scumpite? Ieri porția 3 lei și azi... Dacă valintați. Nu mai ai, nu mă-ți facă nimic, că ai portofel gol, nu mai ai. Calamarul e de la noi sau din afară? Nu e pentru tine. Uite-te, avem un piure de mazăre. Așa. Cu praz, ceapa, punem un cățel sau două de usturoi, depinde de mărime. Două cartofi, ce rasă e cățelul? Și unt. Ce? Ce rasă e cățelul? E o rață bună. E o rață da, bună. Da, nu e bar. Așa. Și uite, te-am vrut să te zic că mazăre. Da. Sunt pline de proprietate. Sunt pline de vitamina C, ajută-ne la tranzit și au pentru 100 de grame, zic câte calorie. Toate calorii, 80 de calorie, o, adică sunt recomandate în toate regime. Sunt foarte, foarte sănătoase și... Mazăre. Și, da. Și nu au calorie deloc. Noi folosim 400 de grame de mazăre astăzi, câteva frunze de menta. Astea sunt ingrediente exacte pentru piure de 4 persoane. Pentru calamari de 4 persoane. La calamari. Așa. Vii cu mine, la calamari. Asta la calamari. Calamară, da, la calamară. Facem un joy adventure cu Grecia și le facem umplutura cu feta, roșii uscate, mazline și patrunjel și capete de la calamar. Și pentru cine vrea să facă rețeta asta, dar nu știe să curață calamară, vreau să te arată cum se curață calamară, pentru că se curață foarte, foarte ușor. Uite-te, se taia capete acesta, așa. Asta, oh, se scoate ochiul, să nu ne mai vede ca logotip. Uite-te, și asta l-o folosim, o să-l tăiam micuț și l-o punem în umplutura. Un pic caramar. Da, și după le scoatem așa, interiora și asta e tot.
Pedi? Mamă, uite, te mai are el așa ceva. Scoatem asta și calamare gata. L-o spălam și uite-te ce ușor e. Deci așa asta arăta, așa da, arăta sărăcia. Vedi? Chiar nu mai știam. Vedi? Pentru cine vrea să urmărească rețeta și să la facă până la capete, e foarte ușor. Cap, ochiul și umplutura. Și după ce îl curăț, care e următorul pas așa? Îl curăț, o facem umplutura, acum le tăiam toate mici și îl umplum. Mici, ia și mânca niște mici acum. Doamnă da. Jolor, pentru că echipa noastră este mare și frumoasă și nu este alcătuită doar din George Fițozo, dacă se poate, Mirciulică, să mai punem o dată piesa de club, pentru că am o surpriză pentru domnul Antonio Fițozo. Yeah. Care ești masa mea? Care e masa mea, mă? Doamna Jolor, este colegul nostru, latifundiar. N-ai voie să bei la televizor, ți-am mai spus. Late, mai bei și ceai. Tocmai tu care... E ceai cu bule. E ceai. Doamna Jolor, este latifundiarul nostru. Stai, mă, nu pleca. Eu tot. Care e masa mea? Sunt latifundiar pe bătaie, după cum mă uit. Pare că caută pe cineva să-l merg. El a inventat șmecheria și... Băi, Lati... Să vină băiatul ăla cu șampanie. Ia uite că scoate cardurile de la farmacie. Te rog, Andrei, să se vadă, te rog. Cu mobila, Andrei, iată ca... Să mai spuneți voi că noi n-avem salariile par la canate. Uitați-vă puțin. Dar nu scoate și permisul. Lasă permisul acolo. Oh! Ia intrat leapa. Să vină băiatul cu POS-ul ăla, să dau cu cardul. Lati, da, mulțumim mult de tot. Lasă-l aici, că avem noi grijă de el. Ia paharul. Felicitări și diseară, dacă te întâlnești cu George, să ai grijă de el, da? Patricia, quanto costa calamarul? Pentru tine e nimica. Euro, 50 euro. Ești mai bine. Ești că mai bine. Lasă că te chemăm noi. Mai bine. Băi, Georgica, nu știu ce ai făcut tu, dar eu sunt bine după emisiunea asta, pe cuvântul meu. Bă, la câte carduri am, sunt gata să plec și într-o vacanță, băi. Problema e că nu știu exact unde să mă duc. Ia uite, ăsta a lăsat și permisul. Auzi, Viviana? Dacă ar fi să pleci într-o vacanță în momentul ăsta, mâine. Nu mâine, seara asta. Ce destinație? Da, eu chiar plec în vacanță mâine dimineață, dar dacă zic unde mă duc, nu mă crezi. Unde te duci? În Eforie Sud. Jur. Mâine dimineață la ora 7 plec cu trenul. Mă duc la Constanța, dar nu e... Patricia, dacă ar fi să te duci diseară într-o vacanță, unde te-ai duce? La Nița. La? La Nița. Stridi, prosecchino, ostriche, prosecchino. Ce e Nița? Ce? Nisa. Nisa. Nița? În Côte d'Azur. În? În Côte d'Azur. În Côte d'Azur. Am zis Nița din Côte d'Azur. Acolo, mai sus. Nița de sus și Nița de jos. A, pe tine nu te între miliardarele. Unde ai vrea să te duci? Mă duc la Amsterdam. Unde? La Amsterdam. No. Amsterdam. La Amsterdam. Da, nu vreau să te întreb de ce te duci tocmai acolo. Ca să nu mă mai chinui cu agățat. Da.